Mulțumim, Andrușca! A fost foarte bine, da. Păi da, nu, a fost bine. M-aprop. A fost foarte, foarte bine. Bine că am avut și aceste informații. La 9 ne reîntâlnim cu Andra Soceanu, vine și ea cu informațiile. Afară să știi că parcă se mai încălzește, dar tot e un fric de să nu ieși din casă. Vrei să zicem, e bine, e foarte bine. Asta e răspunsul când dai de greu. E bine, e foarte bine. Când nu e Patrick, e mereu. Da. Mulțumesc. Da, eu am început să... Bravo. Ai o întrebare pentru noi? Da, m-ai simțit. Ia. Așa se întâmplă. Ne simțim unii pe alții. Deci, fii atent. Fiți atenți, de fapt, toți. De ce ținea Mihai Viteazu securea în mâna stângă? De mânier. Ai, de mângi. Păi, de fapt, mă eram cu mânierul mână și m-am și zis. De mânier. Mai zi o dată. Angi cu securea în mână. Dar eu tocmai m-ai prins așa și zis, m-am uitat să coară de ce? De mânier. Nu că aș fi o deșteaptă, stai liniștită. Da, viața te învață, Angi, vezi? Da, da. Cum știi tu? Războinica noastră. Xena vrea să ia lecții de la Angi. Mi-a spus mie, m-a sunat și mi-a spus Fereșteanu, dăm numărul lui Angi. Vreau să învăț cum să lupt în această viață. Xena a spus în felul următor: Cobuț este de fapt marea războinică a planetei, da. Patrick a fost de acord cu asta și a zis că vine și ea cu vremea. Bine v-am regăsit. În țară, valorile termice vor fi în creștere față de ieri, astfel încât vremea va deveni deosebit de caldă, în special în regiunile sud-vestice. Cerul va fi mai mult noros și va ploua slab, mai ales în nord-vestul țării, iar maximele din marile orașe vor fi cuprinse între 2 grade la Iași, Cluj-Napoca și Constanța și 7 grade la Timișoara. În Europa, în orări temporare și vreme schimbătoare, va fi în Portugalia, în nord-vestul și sudul Franței, iar vânt intens pe timp îndelungat se va observa în vestul peninsulei iberice. În regiunile centrale și central-estice va predomina aspectul închis al vremii. Precipitații, în general, abundente, se vor semnala pe suprafețe mari în regiunea centrală a continentului, iar în sudul și sud-estul Europei va fi ușor mai cald decât ieri. În partea nordică a Europei vor fi precipitații sub formă de ninsoare, iar în sudul Norvegiei vântul va sufla slab până la moderat. Aici maximele vor fi cuprinse între minus 8 și plus 11 grade. Liza Fere... E, frumos. Aici suntem Bianca, pentru că... Pentru că? Era să zic, mă, vreau să spun asta. Asta vreau să spun, da, mă rog, am trecut peste. Dar apropo de tine, okay. Bianca... Seamănă ce-i drept, Angi. Seamănă, da. Angi. Frumos, frumos, ați văzut? Bine, da, da. Ce să faci? Le-am aici, sunt aici. Te poți așeza, Bibi. Vai, ia loc alături de noi. Eu pot să mă așez? Ia și tu loc, dacă vai, vrei. Mulțumesc, okay. Fereșteanu. Rămâneți cu mine în acest moment și vă spun în felul următor. Trecem și la Mădălina, care a venit cu previziunile astrale pe un an. Sau mă rog. Bună dimineața. Nu, ai zis bine. Horoscopul de astăzi este făcut pe aspectele zilei, dar aspectele zilei se vor resimți tot anul. Adică e cam valabil tot anul ce spun astăzi. De aceea, ascultați-vă și zodia de ascendent. Astăzi are loc prima cuadratură pe care Saturn din zodia Vărsător o face cu Uranus din zodia Taur. Aceasta este prima dintr-o serie de trei cuadraturi care vor impacta anul 2021 și care stau la baza instabilității financiare, ba chiar pot genera o criză economică la nivel mondial. Lui Uranus îi se alătură și Luna și astăzi, și totul se va resimți mult amplificat la nivel individual. Berbec. Este nevoie de o restructurare a vieții sociale și a proiectelor în care ești implicat. S-ar putea să ai parte de conflicte cu prietenii din cauza datoriilor sau a investițiilor comune și nu este exclus să pierzi niște surse de venit. Taur. Saturn îți va pune niște obstacole în carieră, însă acestea te vor ajuta să-ți refaci planurile personale și rutina, astfel încât să-ți satisfaci tocmai nevoia de libertate și independență pe care o resimți acut în ultimul timp. Gemeni, rigiditatea unor principii și convingeri nu te va lăsa să vezi adevărul sau să te desprinzi de trecut. Aici apare un conflict mocnit, iar zilele astea se poate manifesta prin dureri de gât și ceafă, posibile stări de nervozitate și irascibilitate accentuate. Rac, evita să faci afaceri cu prietenii, pentru că anul acesta multe relații se vor încheia din această cauză. Trebuie să-ți recâștigi independența și să te bazezi doar pe resursele tale. Azi ai putea avea un conflict de interese cu cineva apropiat. Leu, cuadratura Saturn-Uranus vine să încheie o colaborare profesională, să-ți schimbe un statut, iar în unele cazuri chiar și cariera. Atenție majoră la imagine astăzi, dar și la funcție. Relațiile cu ceilalți pot fi resimțite ca fiind ostile.
Fecioară, conflictul apare între locul de muncă și principiile tale. Este nevoie de multă înțelepciune și deschidere pentru a accepta schimbările profesionale. Mulți nativi își pot schimba jobul. Din nou, astrele cer responsabilitate față de sănătate și stil de viață. Balanță, azi vei resimți mai mult ca niciodată o tensiune între cine ești și cine vrei să fii. Acest aspect te va zgudui din temelii și va contribui la maturizarea ta. Alți nativi se pot confrunta cu probleme financiare, ale lor sau ale celor dragi, dar care cer implicarea lor. Scorpion, sunt situații de familie care se repetă și afectează viața de cuplu. Sunt blocaje emoționale care strică relații, inclusiv profesionale. Pot fi reziliate contracte, iar partenerii pot fi resimțiți ca fiind prea rigizi. Săgetător, starea de sănătate poate fi afectată de schimbările și tensiunile de la locul de muncă. Atenție la modul în care vorbești cu colegii, pentru că poți naște conflicte. De fapt, Saturn îți cere să înveți să comunici, să te exprimi cu maturitate și responsabilitate. Capricorn, atașamentele financiare vor fi taxate anul acesta. Pentru a fi fericit, va trebui să-ți câștigi banii făcând ceea ce-ți place cu adevărat. Evită speculațiile financiare și azi ai mare grijă la manifestarea unor orgolii și ambiții. Vărsător, va trebui să înveți să te bazezi pe tine și doar pe tine. Detașarea de trecut este de asemenea o temă importantă. Azi poți avea parte de conflicte cu familia și de întârzieri în activitățile ce vizează locuința. Pești, ai tendința de a lăsa trecutul să te dirigeze chiar și la nivel subtil, prin idei preconcepute, frici și inhibiții. Rezultatul, singurătate, izolare și decizii luate care se vor dovedi greșite pe parcurs. Ați vedea dovadă de multă încăpățânare și rigiditate în dialog și raționament. Dragii mei, atât pentru ora a doua, dar ne revedem și ora viitoare. Pasă. La sou, Mădălina, trebuie la sou. Asta era asta. La ora următoare dau pasă așa. Așa, dă-ne așa. Da. Dar ce mai place să fii caubă? Ești tare să dormi așa în seara asta? Da. Așa e? Îți place. Da, dar nu sunt ale noastre. Pare că eu iubesc și caii mult. Fac animalele astea, iubibile. Iubibile, da. Și noi suntem iubibili, nu? Da. Vezi? Cum să nu? Vă iubesc pe toți. Și eu vă iubesc pe toți. Ce aveți, măi, Daniela? Păi cum, n-avem voie să ne iubim? Ba, da. Dar nu în public, mă. Vă iubesc pe toți. Și noi te iubim pe tine, dar hai să ne iubim în privat, nu în public. Că cine știe ce iese. Da, da. Și pe Dorin îl iubim, apropo de întreaga echipă, nu? Da. Sigur că da. Perfect. Mulțumim că ne apropiam. Și trebuie să-l salutăm din nou pe Dorin. Bună dimineața! Ne auzi? Salutare, salutare, dragilor! Bună dimineața de dimineață, dis de dimineață, astăzi de vorbă cu unul dintre cei mai nefericiți români, ca să zic așa, faimosul Alin Burcea. Ne reîntâlnim după aproape un an, domnule Burcea, președinte fondator ANAT, mogul de turism. Mogul, da. Vorbim despre turism, avem proteste și despre Horeca, proteste și de asemenea de mâine Târgu de Turism al României online, în premieră, ediția de primăvară, și mă rog, avem mai multe întrebări. Ce e de făcut? Hai să începem cu începutul. Cum stă turismul în România, apropo de proteste? În România turismul deocamdată stă. Protestele astea sunt pentru că s-au întâmplat mai multe lucruri, să zic, nu foarte bune, ca să fiu pozitiv de dimineață, în sensul că actualul guvern n-a alocat niciun fel de bani pentru vouchere în acest an, ceea ce este grav, pentru că era o foarte mare încasare, mai ales pentru balneo, pentru munte și pentru litoral, dar mai puțin. Banii ăștia dispar, oricum banii ăștia se întorceau economie, ceea ce înseamnă că și încasări vor fi mai puține pe partea de impozite, dar probabil că vor fi unități de cazare care vor închide, ceea ce e foarte grav. În al doilea rând, suntem totalmente nemulțumiți că aceste granturi, care vin în toată economia, nu la noi, nu mai vin, pentru că nu sunt în acest moment bani, s-au dat la 3.000 de firme din 17.000 și de 3 luni de zile toată lumea așteaptă. Și nu în ultimul rând, într-o ordonanță din decembrie în care la Horeca se dădeau niște bani, un sprijin, 20% din pierdere, adică cât ai avut afacere în 2019, cât ai avut în 2020 și din această sumă 20% trebuia să-i primim. Văd că lucrul ăsta nu se mai întâmplă, actul normativ se lungește, deci suntem într-o perioadă destul de grea și se pare că suntem și cei mai oropsiți și cei mai puțin ajutați în toată această perioadă pandemică. Vin vacanțele sau, mă rog, înțeleptul își face iarna, car și vara sanie. Târgu de turism, ediția de iarnă, primăvară al României, online, mâine. Pe vremuri făceam reportaje pe acolo, ne plimbam printre standuri, acum ne plimbăm printre pixeli.
Da, mi-aduc aminte că în ultimii trei ani eram împreună în februarie, în prima zi. Mâine este, practic, prima zi de târg. Mulți i-au dat drumul de astăzi. Sunt ofertele verii. Ca să fiu mai concret, în acest moment să vând, în acest moment, pentru această perioadă, să vând exoticile, le știm, Zanzibar, Punta Cana, adică Republica Dominicană. A rupt Maldivele. Maldivele. Tot fost, râdem noi la cucăpul. Da, noi am fost... De ce? Care-i fenomenul? Pur și simplu nu au fost alte destinații și destinațiile exotice au fost, din punct de vedere COVID, COVID-free. Adică nu au fost cazuri și s-a putut merge fără probleme. Acolo sunt niște insulițe mici, izolate, oamenii nu interacționează și de asta a fost foarte bine. Se vinde foarte bine Egiptul în acest moment, pentru că și acolo sunt suprafețe mari și lumea interacționează puțin și mai ales, adică nu în ultimul rând, prețurile s-au dus undeva la 60% și evident destinație bună, mai faci o vizită la, în Valea Regilor. Și se vinde foarte bine în perioada asta, martie-aprilie, se vinde Egiptul. În acest moment se promovează și oferta de vară, tradiționalele noastre, Turcia-Grecia. Ce vreau să spun foarte clar, să nu se sperie nimeni apropo de acest pașaport, pentru că nu se va introduce Grecia, nu va băga niciun pașaport, pur și simplu este o adeverință de vaccinare care îți dă posibilitatea să treci fără să mai faci testul. Și în acest moment, ministrul nostru de la Ministerul Economiei, domnul Năsui, cred că joi se discută prima dată online cu ministrul grec ca să facă acest protocol în care se enumere foarte clar. Adică dacă ai test PCR, dacă ai vaccinul făcut, dacă ai avut acum 90 de zile COVID. Da, noi am mai cerut ca și asociație prin ministrul nostru, am rugat de fapt să se facă și aceste teste rapide la frontieră ca să poată lumea intra. Dorim să se intre prin toate frontierele în Grecia, deci lucrurile sunt într-o direcție bună. Iar în Turcia sperăm ca de la 1 aprilie să se scoată celebrul test, cum a fost și anul trecut. Turcia are, din punct de vedere al cazurilor, e mult sub noi. La 180.000 de teste cât fac ei pe zi, au în jur de 5-6.000 de cazuri, dar ei în acest moment sunt mai închiși, mai în lockdown, tocmai ca să avem o vară bună. Deci premisele sunt bune. Prețuri? Oricum, prețurile, din păcate, la târg, hai nu să pot să dau prețuri, că sunt 300 de hoteluri în Antalya. Pot să spun că reducerile merg până la 40-50%, cât am putut și noi să obținem de la partenerii în momentul de față. Dar ce e bine de spus, că avansurile sunt între 10-20% acum și restul cu 30 de zile înainte de plecare. Adică am făcut tot ce se poate, ne-am luptat la un moment dat cu partenerii noștri din Turcia și Grecia, mai ales Turcia, ca avansul acum să fie cât mai mic, să existe cât mai puține probleme și dacă turiștii își fac acea asigurare Storno, pot, dacă Doamne ferește nu se zboară, să-și ia banii. Trebuie spus foarte clar că dacă nu se zboară într-o anumită destinație, acum avem, din păcate, experiență, toată lumea și-a banii înapoi. Deci să nu-și facă probleme decât dacă, nu știu, se întâmplă ceva personal cu persoana respectivă și nu poate să meargă. Există și asigurare travel tip cu care ai și componenta COVID, adică mai pe românește, dacă te-ai îmbolnăvit, îți iei banii înapoi. Am deci înțeles. Sunt toate premisele luate ca oamenii să nu mai deci aibă probleme cu partea... sau, mă rog, partea financiară sunt excluse. Vreau să clarific. Ce s-a întâmplat? Anul trecut, noi am avut toți foarte mulți bani plătiți, în Turcia, în Grecia, chiar și în Spania, da? Și când s-a venit la restituiri cine a cerut banii, nu avea de unde să-i dai, pentru că banii îi aveau dați. Însă, toată lumea avea dați. Am trecut peste un sezon, noi, ca firma noastră, de exemplu, 80 și aproape 90% turiști au fost, am făcut fel de fel de mici scamatorii ca să meargă toată lumea, am dat credit, adică au fost turiști care nu puteau să plece sau nu mai vrut să plece în Turcia, au plecat în Grecia sau pe litoral și mai departe. Deci, din punctul nostru de vedere, am cam rezolvat marile rapid probleme. Rapid de tot, întrebare din studio Jamaica, de la Liza, cum stă? Păi, problema e dacă țara respectivă este pe lista noastră verde. Și nu știu acum să vă spun dacă Jamaica este verde. Dacă este verde și să zboare și nu sunt restricții, că acum, de fapt, noi căutăm cu toții să vedem care țară este verde ca să nu trebuiască să stai în carantină. Noi am mai cerut ceva agențiile de turism ca să nu se mai facă test în destinație de pe lista galben acolo, pentru că trebuie să faci testul după 4 zile și nu ai timp de infectare. Și am solicitat, inclusiv domnul Arafat, să se facă testul în prima zi în care se vine în România, unde toată lumea trebuie să-și facă testul PCR. Așadar, răspunsuri clare, prieten Alin Burcea, președinte fondator ANAT. Mulțumim pentru prezență, pentru comentarii. Batem Cuba, ca să zic Cuba. Așa. Hai, România, să supraviețuim. Cu vaccin, fără vaccin. Și în vacanță. Și nu uitați în vacanță.
Mulțumim, Dorine. Da, e verde Jamaica, să știi. Da. E verde ca tine. Așa. Verde ca mine? Da. Foarte bine să se păstreze verde Jamaica și să ne păstrăm și noi. Verzi, proaspet, fresh, proaspet, fix cum trebuie. Fresh cum este și următoarea noastră invitată. Patricia are 23 de ani și a terminat facultatea de drept. Nouă ne-a atras atenția cântând. E super simpatică și e cu capul în zori la noi chiar acum. Gider Gelirli de la Patricia. Sen başla hiç anlamam, hazretinle yanmam ben, daldan dala konamam, yıkıldım. Auzi, bună dimineața, bună Patricia! Dimineața. Dimineața, bună dimineața! Eu a rămas așa, 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 pe deasa! Hop, 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 aici! Aici, care? Deci eu a rămas pe umeri! Gider Gelirli înseamnă Gider Amagelir... Deci, încă o dată, Gider... Gelirli! Gelirli! Gider Gelirli! Gider Gelirli! Ce înseamnă? Puțin zeflemis, știu, Gider Gelirli! Ah, da, me gusta piesa ta, în ce limbă? E în turcă. În turcă. Hai mă, Fereșteam, nu știi tu cu turca, leții cu asta, cu turcă. Nu, dar știți cum simt ritmul? Deci la mine, dacă piesa este bună, vă spun în felul următor. Mi-a plecat umărul, eu nu am ce să-i fac. Deci s-a dus umărul, a plecat până boia mea. Să se ducă umărul puțin. Da, hai să luăm un loc, te rugăm, Patricia. Mihai Alexandru, piesa, da? Mihai Alexandru, cu Fly Project ai lucrat la piesa asta? Nu, eu am lucrat cu Mihai Alexandru la piesă. Și el lucra cu un turc. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult piesa. Da. Și ca la român, știi?
Am zis, mie îmi place piesa, o luăm. Ca la târg. Adică... Ca la târg. Și l-am convins pe Serkan și până la urmă am colaborat la piesă. Dar nu, eu am lansat piesa la cei de la Fly Project pentru că am lucrat la el o perioadă. Așa. Și am lansat-o la ei pe canal, da. E foarte bună piesa asta. Eu am văzut și videoclipul pentru piesa asta. Și din ce am înțeles, e filmat în Rahova? La noi. Păi, în Rahova? Românești. Unde în Rahova? Lângă piață. Lângă piață, la Economat? Acolo, acolo. Acolo la Economat? Păi dacă mi-e îmi spui, știu exact. Ce ai căutat la Economat acolo? Ce ai filmat? Acolo unde? A vrut Ceaușul, că e la ele ca la el acasă. În și Rahova la Ceaușul? E ce trebuie. Deci Ceaușul când este în Rahova e în largul lui. Păi și eu la fel, da. Acolo am crescut în Rahova, cum să zic, nu mă dezic de cartierul ăsta. Orice ați spune, orice ați face, Rahova este în sufletul meu. Se vede. Da, a fost o experiență extraordinară pentru că nouă ni s-a furat și camera. Ai cu văzut, care am filmat așa fac ăștia din Rahova. Deci, păi, vă rog frumos, Peristeanu, ia-ți tu distanță. Cum furat camera? Ne-au furat camera când nu eram atenți și ne schimbam. Apoi de ce nu erați atent? După, păi nu eram, no. Nu, acum eu să mă ocup de toate, Doamne iartă-mă, că doar e teritoriul lui Ceaușu. Și până la urmă am plătit taxă de protecție, ne-am recuperat camera cu mai mult de jumătate din filmare, am plătit taxă de protecție și pentru cauciucuri să ne taxă rămânem fără mașini pe acolo. Eu zic, știi deci, care e problema? Nu v-au recunoscut, eu n-am pățit nimic. Zici, s-a bun, iartă-mă, era de Rahova. Băi, am de Rahova, te-ai asigurat că Ceaușu nu era mână-mână cu hoții? Da, regizorul. Nu, pentru că de obicei așa se lucrează, știi? În semn de mulțumire le-am dat și niște mici. Mulțumim că ne-ați depozitat, am înțeles. Masă câmpenească. Da. Păi și aici ai venit fără un miculeț, fără nimic. Vezi fără... ce faci pe aici? Bă, nu, să știi că eu aici am venit pentru că îmi sunteți dragi, asta în primul rând. Cum am zis și pe story aseară pe Instagram, că nu te-am mai văzut de mult. Așa, corect, da. Nici pe tine nu te-am mai văzut de ceva timp. Da. De când? De mult. De mult? De mult. Eu știu că tu ai lucrat în televiziune ca redactor și reporter. Da. Și ne știm de... De acolo, de mult, pe vechi, mai slabă, mai blondă, deci nu... Nu avem cum să ne recunoaștem acum. Okay. Dar nu e problemă, că vezi... Este, e 2021, e un moment oportun să o luăm de la capăt. Da. Da. Ne spune Augusta un lucru interesant acum am aflat pentru prima oară, stați deci o secundă. Deci pe Instagram-ul tău am descoperit că scrie că ești așa, absolvent de drept, jurnalist, cântăreț, compozitor și make-up model. Da. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că având foarte mulți prieteni care sunt în domeniu și sunt super pasionați, m-au ales de nenumărate ori să mă duc și să pozez pentru machiajele pe care îmi le fac. Și de ce în ordinea asta? Ultima întrebare așa. Pentru că la mine a fost cea mai mare pasiune muzica, a urmat televiziunea, ca drept dovadă că pe mine mă leagă de TVR super multe lucruri. De la 3 ani eu am fost, TVR a fost prima mea casă, cu Leonard Miron, după care cu Luminița Angel, deci legătura de TVR este una strânsă. Și apoi, cum m-a dus viața, știi? Am terminat o facultate, că te trebuie. Patricia, îți mulțumim frumos că ai trecut pe la noi. Dacă vrei un tur privat prin Rahova, te ajută Fereșteanu, nu? Și nu mai pățești nimic dacă lucruri ești cu mine în Rahova. Următorul videoclip te iau. Da, acolo în Rahova ne întâlnim data viitoare. Până ajungem în Rahova, trecem puțin pe la Timișoara. Acolo este a noastră Tania, care vine să ne povestească despre spectacolul Fluturii Sunt Liber. Bună dimineața, Tania! Bună dimineața, dragilor! Mă bucur foarte mult să fiu în echipă din nou și miercurea asta. Da, suntem la Timișoara, în incinta unui teatru care nu e vechi, este relativ nou, se numește Teatrul Basca. E bine, ce s-a gândit colectivul Teatrului Basca? S-a gândit așa, în colaborare cu Asociația Ceva de Spus, să pună în scenă aici, la Timișoara, primul spectacol accesibilizat pentru persoane cu dizabilități din partea asta de țară. Asta pentru că persoanele care nu văd, acelea care nu aud de asemenea, au șanse foarte puține să aibă acces la un spectacol de teatru. Ei bine, la Timișoara s-a întâmplat, Fluturii sunt liberi, este piesa care a fost pusă în scenă, chiar aici, în spațiul în care ne aflăm noi. Iar cu mine sunt managerul de proiect, sună foarte pretențios, și regizor al spectacolului, Ana Maria Urțu. Servus, Ana! Bună dimineața!
Și, de asemenea, copreședintele asociației Ceva de Spus, Simona Smultea, care a avut foarte multe de spus în ceea ce privește toată întâmplarea asta. Servus, Simona! Bună dimineața! Este un câștig fantastic faptul că acest spectacol există, faptul că tu, persoană nevăzătoare, ai avut posibilitatea să guști din plin o piesă de teatru, pentru că a avut parte de descriere narrativă, așa se numește. Da, așa se numește și mi-am dorit foarte mult să se întâmple asta. Chiar eu am făcut descrierea narrativă împreună cu un student la teatru și ne bucurăm tare mult că pot să înțeleagă în sfârșit și nevăzătorii ce se întâmplă pe scenă și pot să înceapă să iubească teatru și spectacolele de teatru. Asta pentru că tu însă îți iubești teatrul foarte mult, ți-ai dorit să împărtășești asta și cu cei asemenea ție, da? Exact, pentru că foarte mulți nici n-au fost vreodată la un spectacol de teatru, n-am avut posibilitatea asta, fiindcă de ce să meargă un nevăzător la teatru dacă nu înțelege ce se întâmplă pe scenă? Adică auzi dialogul, dar sunt unele detalii pe care poți să le pierzi, unii detalii vizuale și atunci nu mai înțelegi ce se întâmplă cu totul pe scenă. Spectacolul, piesa pe care ați ales-o este Fluturii liberi. Cu ajutorul colegilor mei din regia de la București vom vedea imagini chiar acum. Îi mulțumesc colegului meu Olimpiu Voia, care e la cameră și în momentul ăsta pentru montajul imaginilor. Ana, de ce te-ai gândit tu la un asemenea proiect? Nu că ar fi primul dedicat persoanelor cu dizabilități în care te implici, dar de ce simți nevoia să tragi spuza către oala asta a celor mai puțin norocoși din oareșcare puncte de vedere, nu din toate? Păi din 2017, de când am înființat acest teatru, ne-am gândit că pentru noi nu mai e important să arătăm doar un spectacol de teatru în forma lui artistică și atât, ci că vrem să teatru să însemne mai mult decât partea artistică. Și am văzut ce impact are asupra comunității. Și atunci, bineînțeles că o provocare de genul ăsta a fost numai potrivită pentru noi și pentru tot ce am făcut până acum. Probabil că avem imaginile chiar acum cu actorii care joacă în acest spectacol. E Alina Ilea acolo, foarte cunoscută actriță națională lui Timișorean. Este Simion Caragea, care are o voce splendidă și care de altfel e personaj principal, Simona. Simion joacă rolul unui băiat orb, da? Nevăzător, pe care mama lui îl protejează excesiv. Așa este. Este cumva... cred că ne identificăm foarte multe persoane cu dizabilități în această poveste. De multe ori, părinții, dintr-o foarte mare dragoste și grijă pentru copil, devin un pic prea protectivi. Și atunci le este greu, și din cauza mediului, le este greu să le dea drumul, pentru că au tot felul de frici. Se gândesc că poate nu o să se descurce singuri și mesajul este că ar fi frumos să primească mai multă încredere, să li se dea mai multe aripi ca să poată să se dezvolte frumos și să aibă o viață cât mai independentă. Simona, dragă, eu mă gândesc așa, grija părinților este firească până într-un anumit punct, dar lipsa de grijă a societății, în general, pentru persoanele cu dizabilități, înspre asta n-am putea să ne îndreptăm? Înspre a-i educa pe oameni că și tu, chiar dacă nu vezi, ești un om care ai sentimente, care ai visuri, care ai dorințe, care ai împliniri și neîmpliniri? Așa este și noi la Ceva de Spus încercăm să schimbăm un pic lumina asta asupra, să punem un pic lumina asupra dizabilității și să le arătăm oamenilor că și persoanele cu dizabilități au aceleași nevoi, au nevoie de iubire, au nevoie de libertate, au nevoie să se distreze, au nevoie să exploreze și toate astea. Și ce deviza noastră este respect pentru abilitate, nu milă pentru dizabilitate. Ana, da. Până la urmă, tu n-ai montat doar un spectacol de teatru și chiar încerci să faci
ușor educație comunității în care trăiești. Da, eu cred că teatrul are și această formă de educare. Nu propun să scot în față, îmi propun să fac spectacole frumoase, dar care să aibă această latură un pic socială, un pic educativă. Mă gândeam, apropo de piesa Fluturii sunt liberi, care s-a montat la Timișoara și despre care vă spuneam că în partea asta de țară este primul spectacol accesibilizat pentru persoane cu dizabilități. Mă gândeam la ce scria Antoine de Saint-Exupéry în Micul Prinț. Limpede nu poți vedea decât cu inima. De ea să avem grijă, pe ea, pe inimă, să ne o păstrăm deschisă și sănătoasă, pentru că e probabil cel mai important dar pe care noi oamenii îl avem, să vorbim, să ne vedem de la inimă la inimă. De la Timișoara înspre voi, toate bune! Mulțumim tare, tare mult, Tania. Emoționant final și emoționant tot ce face Tania și scrie sensibilitate pentru Tania. Asta este, n-am ce să fac. Trecem mai departe și ajungem la rubrica Medicul ne răspunde. Îl avem astăzi invitat pe domnul doctor Cristian Mareș, medic urolog. Bună dimineața, vorbim despre factori de risc și, bineînțeles, simptome care ne aduc la doctor când avem infecții urinare. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi vom vorbi despre infecțiile urinare. Uh-huh. Cele mai frecvente cauze ale acestora sunt, bineînțeles, un consum scăzut de lichide, igiena necorespunzătoare a părților intime, un contact sexual neprotejat, fără să efectuăm un duș înainte sau un duș după, boli și înainte, cronice. Înainte și după? Sau... Este recomandat pentru persoanele mai ales care au predispoziție la această patologie în a face infecții urinare, să facă duș și înainte și după și de a urina după. Era un mit despre asta, dar nu este chiar un mit, este chiar un adevăr. Uh-huh. Care sunt primele simptome care ne trimit la doctor? Cele mai importante simptome ale infecțiilor urinare sunt durerea la urinare, urinările frecvente, dese, cu senzație de gorire incompletă a vezicii urinare, urinatul în cantități mici. Bineînțeles, dacă acestea sunt netratate și evoluează, pot complica cu infecții ale tractului urinar superior, ajungând până la infecția rinichilor, numite pielonefrite, care se pot manifesta cu febră, frison, greață, vărsături, putând ajunge în cazuri extreme până la o septicemie, adică o infecție generalizată care ne poate pune viața în pericol. Practic, aceste simptome trebuie privite atent, pentru că iată putem ajunge într-o situație în care să riscăm chiar viața în anumite situații. Da, așa este. În cazul netratării, ați avut parte și de astfel de cazuri mai complicate la spital? Bineînțeles, sunt și pacienți care nu vin la timp, se neglijează și ajung cu aceste infecții urinare, se ajung într-un stadiu foarte avansat, cum am spus, infecții la nivelul urinichilor pielonefrite se pot complica cu abcese renale, care ulterior fiind mult mai greu de tratat, sau mai sunt și altă categorie de persoane care se tratează incomplet, se tratează după ureche, da. Merg la farmacie și își cumpără ce preparate au auzit de la un vecin sau de la o cunoștință și... ajung să nu trateze corespunzător, au o falsă impresie că a trecut acum, însă infecția revine la un timp foarte repede ulterior, mult mai avansată și mai complicată și mult mai greu de tratat ulterior. În special dacă ne tratăm cu antibiotice după ureche. Aici este o problemă foarte mare. Românii consumă foarte multe antibiotice după ureche. Se dau foarte multe antibiotice în rețetele medicale, adică există multe tratamente la care se folosește foarte mult antibioticul. Da, așa este, măcar dacă s-ar lua la recomandarea medicului, dar oamenii iau un antibiotic pur și simplu că l-au în casă, au luat odată un comprimat sau poate și mai aduc aminte, mai au unul, nu le-au pe cel corespunzător și uite așa ajungem la infecții rezistente. Minimum 5 zile rezistente. Pe antibiotic, nu? Minimum 5 zile. Minimum 5-7 zile, orice cură de antibiotic. Se spune, chiar învățam în facultate, că dacă iei un antibiotic, chiar și dacă iei un antibiotic prost, măcar să-l iei 7 zile, să faci o cură completă pentru a nu avea germeni rezistenți ulterior, pentru a nu crește rezistența la antibiotice. Pentru că foarte des se întâmplă asta, să începem un tratament cu antibiotic pe care ulterior să nu-l ținem. Apropo de tratamente, să trecem puțin și să vorbim despre tratamentele naturiste. Ele sunt mit sau adevăr? Funcționează?
Ele funcționează, în special în cazul infecțiilor ușoare, cu simptome de la ușoare până la moderat. Sunt diverse preparate care se găsesc pe piață, în special în farmacii, pe bază de extract de merișor, extract de albastru de metilen, care au un rol antioxidant, aduc un plus de protecție la nivelul tractului urinar, dar bineînțeles, dacă după 3-5 zile simptomele nu diminuează sau chiar din contră se avansează, trebuie să consultăm un medicul urolog pentru un tratament corect și corespunzător. Care ar fi prevenția în cazul lor infecțiilor urinare? Cea mai importantă prevenție este hidratarea. O hidratare corespunzătoare păstrează un tract urinar eficient și curat. Pe lângă aceasta, o igienă riguroasă a părților intime, rezolvarea oricăror patologii ale tractului urinar, cum sunt litiaza renală, pietrele la rinichi, adenomul de prostată, de exemplu, în cazul bărbaților cu o vârstă mai înaintată, femeile la menopauză, de asemenea, un risc mult mai crescut de a face aceste infecții urinare și toate acestea pot duce în timp netratate la apariția unei infecții urinare. Și mesajele acelea de interes public în care ni se spune pentru o viață sănătoasă consumați zilnic cel puțin 2 litri de apă. Da, așa este. Aceasta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății pentru o viață sănătoasă să consumăm minim 2,5 litri așa de lichide. Dar în cazul persoanelor care au avut o infecție urinară sau au anumiți factori de risc predispozanți în aceste infecții, este recomandat chiar să suplimenteze această cantitate la 3 litri, 3 litri și jumătate. Aici vorbim de apă, de ceaiuri diuretice, cafea și așa mai departe. Care sunt miturile care există în tratamentul infecțiilor urinare? Despre ce mituri trebuie să vorbim și pe care trebuie să le evităm? Da, există multe mituri în populare care ne spun că pot duce la infecții urinare, cum ar fi, de exemplu, că statul în frig sau picioarele goale duc la o infecție. Este parțial adevărat, mai ales la persoanele care au o predispoziție în acest sens. Frigul scade imunitatea locală, ducând la orice contaminare cu germeni, la o multiplicare peste un anumit număr și apariția unei infecții urinare. Uh-huh. Există, asta este un mit adevărat, un mit fals. Se spune că doar femeile sunt la risc de a face infecții urinare sau doar femeile fac infecții urinare. Nu este deloc adevărat și bărbații sunt de asemenea implicați în această patologie. Ar mai exista un mit, vă spun eu, pentru că am experimentat lucrurile acestea. Sunt tot felul de teste prin farmacii care cumva ți-ar spune dacă ai o infecție sau nu. Sunt adevărate sau nu? Da, nu este deloc un mit. Există teste rapide de sumar de urină pe care le putem lua de la farmacie. Ne zice cantitatea de leucocite în urină sau nitriții, care ne pot orienta un pic diagnosticul să vedem dacă într-adevăr este vorba despre o infecție bacteriană de cele mai multe ori, cum vorbim de infecțiile urinare, de o cistită, sau poate să fie doar o simptomatologie care să mimeze o infecție urinară. Dar bineînțeles, dacă facem acest test rapid și ne spune că este pozitiv, trebuie să consultăm un medic pentru un tratament corect și corespunzător în cel mai scurt timp posibil. Așa e. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în această dimineață și vă așteptăm cu drag de fiecare dată aici. Cu mare drag. În studio. Ei, să tot dai de medici de genul, nu? Fereșteanu, cu zâmbetul pe buze. Ne revedem. La când? Da. Zi, Augusta, zi, să că te auzi. Ne revedem la 9:05 aici cu Capul în Zori pe TVR1.